Bună, dragii mei prieteni din zodia Săgetător și cei care aveți ascendentul în această zodie și bine v-am regăsit la un nou tarot horoscop pentru luna aprilie. Dacă aceste previziuni vă vor ajuta, dacă se potrivesc situației dumneavoastră actuale, vă rog să îmi lăsați un comentariu și să îmi dați un like. Vă mulțumesc foarte mult! Haideți să vedem acum cum va fi luna aprilie pentru voi. Voi începe cu prima carte. Această carte, tot timpul când apare în etalări, este o carte care aduce câștiguri financiare, aduce o stabilitate financiară, aduce un nou început din punct de vedere financiar. Poate vă gândiți să vă deschideți o afacere sau poate vă gândiți să vă puneți anumite planuri în aplicare, poate anumite, eu știu, dorințe pe care, nu știu, vă doreați, să spunem așa, de foarte mult timp să faceți prăjituri. Da, și în această lună, uite, puneți acest lucru în aplicare, începeți să faceți prăjituri sau vă deschideți o cofetărie și vă va aduce profit chiar din primele zile. Da? Eu am dat un exemplu. În general, cartea anunță câștiguri financiare, un nou început, poate un loc de muncă mai bine plătit. De ce nu? Un câștig neașteptat de bani, poate la jocuri de noroc și așa mai departe. Da? De regulă este vorba despre câștig și despre stabilitate, da? Despre o mulțumire sufletească din punct de vedere economic. Următoarea carte vorbește despre faptul că unii dintre voi în această lună pot avea parte de un eveniment mai puțin plăcut. Da, eu știu, primiți o veste, primiți un mesaj, aveți o discuție cu cineva, da, care nu vă convine, care vă pune pe gânduri, care vă dă de gândit, da, și pe care încercați să o rezolvați cât mai curând posibil. Principalul este că, indiferent care va fi problema sau care va fi obstacolul pe care unii dintre voi îl vor avea în luna aprilie, veți depăși cu bine, veți ieși învingători, da, veți ieși victorioși. Totul va fi în favoarea voastră, da? Cu noroc. Următoarea carte vorbește despre fidelitate. Această carte vorbește despre atât despre fidelitatea în cuplu, cât și despre fidelitatea persoanelor din jurul dumneavoastră, despre amici, despre prieteni buni, despre persoane bine intenționate, despre bucurie, despre armonie, da, și despre faptul că ar trebui să înlăturați teama, da, unii dintre voi, poate ar trebui să aveți mai multă încredere în voi înși vă, da, și în persoanele apropiate de voi.
Merg mai departe să vedem ce au să vă transmită și cărțile de tarot pentru luna aprilie. Un lucru care vă va debusola, iarăși un lucru care vă va pune pe gânduri. Am aici persoane care vor dori să părăsească o situație, vor dori să părăsească o relație, vor întoarce spatele unui lucru, unei situații, da, unei persoane care nu vă convine, da, sau care nu știu, nu va aduce un avantaj, pentru că dumneavoastră aveți nevoie de un avantaj, aveți nevoie de un succes și dacă sau pentru cei care se vor afla într-o situație mai puțin plăcută, vor avea tendința să iasă, să plece, să se îndepărteze, să închidă un conflict. Nu mă mai interesează, nu mai vreau să știu. Nu are rost să purtăm foarte multe discuții, da? Am înțeles ceea ce vrei să spui, ceea ce vrei să transmiți. Eu am drumul meu, da? Dumneavoastră aveți drumul dumneavoastră, mergeți pe drumul dumneavoastră, știți foarte bine cine sunteți, unde vreți să ajungeți și nu aveți nevoie în viața dumneavoastră de conflicte sau de situații conflictuale sau de situații, eu știu, care să vă creeze stres. Da? Veți dori cumva să dați la o parte acele persoane care sunt, eu știu, băgăcioase, conflictuale, mincinoase, da? Unii dintre voi în această lună pot să descopere, da, anumite persoane pe care le credea, nu știu, foarte apropiate, da, să descopere că de fapt sunt niște mincinoase și de fapt vă invidiază și de fapt nu vă vor binele, da? Și efectiv vă retrageți, da, și vă continuați drumul sau mergeți pe drumul dumneavoastră, dar nu vă opriți. Da, mă arată mult curaj. Sunteți persoane sau veți fi în această lună destul de raționali și nu veți face compromisuri, nu veți dori să faceți compromisuri și nu veți dori să intrați în conflictele altora. Da, pur și simplu vă veți retrage. Este conflictul vostru, voi ați creat acest lucru, eu nu mă bag, da? Ceva de genul ăsta. Va fi o lună destul de fertilă dacă vă doriți un copil. În această lună puteți avea surpriza de a rămâne însărcinată. Această carte poate să arată, da, și un termen de 9 luni. Poate mulți dintre voi în această lună veți pune bazele a ceva. Poate să fie vorba despre bazele unei relații, poate să fie vorba despre un nou loc de muncă, poate să fie vorba despre o afacere. Da, nu știu, sau poate să fie vorba despre o cură de slăbire, spre exemplu, pe care o începeți acum, da, și durează 9 luni de zile până când veți obține rezultatele. De reținut este faptul că aceste rezultate vor fi foarte, foarte satisfăcătoare. Da, vă vor aduce exact ceea ce v-ați dorit. Ajungeți exact acolo unde v-ați propus. Da?
Eu știu, Doamne, ajută să fie vorba despre 9 zile, 9 săptămâni, da? Și nu neapărat despre 9 luni de zile, da? Dar văd o hotărâre, văd că sunteți foarte hotărâți, văd că nu faceți compromisuri, nu veți face compromisuri din punct de vedere financiar, da? Văd că veți face tot posibilul să câștigați niște bani și cu siguranță veți câștiga, da, destui bani. Poate fi vorba și despre un ajutor, un împrumut, da, despre orice. Principalul lucru este că veți obține, da. Bun, dragii mei prieteni, cam atât pentru voi. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!